Doi pompieri mehedințeni au participat la campionatul de atletism și cross al Ministerului Afacerilor Interne, ediția 2021, care s-a desfășurat la Târgu Jiu. În cadrul competiției organizate în perioada 21-24 septembrie au luat startul cei mai buni atleți din toate structurile Ministerului Afacerilor Interne. Cei peste 150 de participanți și-au etalat performanțele sportive în cadrul a 23 de probe, luptând pentru a obține un loc pe podium. La competiție din cadrul ISU Mehedinți au participat doi pompieri, Bratu Adrian și Deliu Marius. Doi pompieri mehedințeni au participat săptămâna trecută la etapa finală a campionatului de atletism și cross al Ministerului Afacerilor Interne, ce s-a desfășurat în municipiul Târgu Jiu. Colegul nostru, locotenent colonel Bratu Adrian, a reușit să se remarce la ambele probe la care a participat, acesta obținând două medalii de aur. Și colegul nostru, plutonier Deliu Marius, a reușit să obțină locul 7 la proba viteză 100 de metri, categoria sub 30 de ani. Îi felicităm pentru rezultatele obținute și ne mândrim cu ei. Bratu Adrian a reușit să se remarce și de această dată obținând medalii de aur la ambele probe la care a participat, viteză 100 de metri și săritura în lungime, iar Deliu Marius a reușit să obțină locul 7 la proba de viteză 100 de metri, categoria de vârstă sub 30 de ani. Rezultatul fiind unul foarte bun, având în vedere că la această categorie, competiția fiind una agresivă, acesta a depus un efort susținut în ultimele luni pentru stingerea numeroaselor incendii, care s-au manifestat pe raza raionului de intervenție al stației Vânju Mare, sub unitate unde deține funcția de șef gardă de intervenție, fiind înlocuitorul comandantului.